Jandarmii vor patrula de acum în fiecare zi în zona unităților de învățământ. Odată cu începerea noului an școlar, oamenii legii vor sta cu ochii pe copii în intervalul orar în care se efectuează intrarea și ieșirea acestora de la cursuri, dar și în timpul recreațiilor. Astfel, pe raza municipiului, jandarmii vor patrula în zona liceelor Nicolae Cartojan, Tudor Vianu, Ion Barbu și la grupul școlar naval Viceamiral Ioan Bălănescu. Totodată, oamenii legii vor acționa în zona liceelor Dimitrie Bolintin Tinanu din Bolindin Vale și Tiu Dumitrescu din Mihăilești, dar și la școlile generale din Clejan și Ghimpați. Instituțiile de învățământ se află în atenția Inspectoratului de Jandarmi Județean Giurgiu. 8 dintre acestea, respectiv 4 în municipiu și tot atâtea în județ, în localitățile Clejan, Mihăilești, Bolintin Vale și Ghimpați, au fost incluse în itinerarul de patrulare al jandarmilor. Scopul nostru este de a preveni implicarea elevilor în comiterea de fapte antisociale și de a asigura un climat de ordine și siguranță. În același context, în perioada următoare, vom organiza și o serie de activități preventive cu titlul Stop violenței în școli, diferența doare, în colaborare cu Inspectoratul Școlar, Instituția Prefectului și Inspectoratul de Poliție. Se urmărește prevenirea fenomenului infracțional în apropierea unităților de învățământ, iar jandarmii nu ezită să sancționeze elevii care nu respectă liniștea și ordinea publică. Un elev al liceului Tudor Vianu s-a ales cu avertisment verbal pentru ultraj. Activitățile fac parte din cadrul campaniei Jandarmeria pe înțelesul tuturor, care se desfășoară la nivel național și are ca scop apropierea față de cetățeni, informarea acestora cu privire la rolul și misiunile pe care jandarmii le execută, inițierea unui dialog cu societatea civilă și desfășurarea unor activități preventive educative.